Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Rezistența prin cultură, un serial realizat de TVR Cinema. Sâmbătă, la Rezistența prin cultură, afli povestea desprinsă parcă din romane a unuia dintre cei mai interesanți autori ai literaturii române postbelice, Ion Desideriu Sârbu. Rezistența prin cultură, la TVR 2.